Bine v-am găsit și bine ați venit și dumneavoastră în comuna noastră. Ați insistat să ne oprim aici pentru că este o investiție în derulare și vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre ce este vorba. Da, este să ne aflăm aici pe strada Huciului și pe proiectul pe care noi îl avem în derulare, modernizare de interes local, pe strada Huciului, pe strada Teiului, pe strada Florilor și pe strada Cărbunăriței. Un proiect pe care noi îl desfășurăm prin Programul Național Angel Salini, un proiect finanțat și semnat de mine la Ministerul Dezvoltării, un proiect care are o valoare de 9.200.000 de lei și ne aflăm în plin proces de execuție și chiar aproape de finalizare. Ce ar cuprinde acest proiect? Amenajarea infrastructurii stradale, văd șanțuri, rigole betonate. Da, proiectul într-adevăr presupune o betonare a căii de rulare, amenajare șanțuri betonate și accese la proprietăți. Cam câte gospodării beneficiază de acest proiect al dumneavoastră de modernizare infrastructurii, pentru că de aici se leagă toate, adică oamenii sunt stimulați să construiască și așa mai departe. Da, în jur de 400 de gospodării vor beneficia de acest proiect de asfaltare și, sau de asfaltare, de betonare a drumurilor din comuna Cinoasa. Mai aveți și în alte puncte astfel de proiecte, dacă vreți să ne le derulați un picuț? Da, de asfaltare avem pe strada Florilor, pe strada Cărbunăriței și vorbeam și de în continuare străzii Huciului, strada Teilor. Dar următorul tronson pe care vreau să-l amenajez și să-l modernizez este strada Brazilor până în strada Pod Balaia. Am înțeles. Și pentru următorul mandat, ca să le puteți continua în liniște să se desfășoare, aveți și alte proiecte depuse? Aveți intenție să dezvoltați alte proiecte? Da, există depuse proiecte pentru asfaltare pe Compania Națională de Investiții și pentru strada Huciului și mai avem și alte străzi care le avem în zona Bozienii de Sus pe care vrem să le modernizăm. Poduri, podețe sunt legate de infrastructură. Da, pe tronsoanele de drum pe care dumneavoastră le vedeți acum betonate, avem la fiecare gospodărie amenajate accesul la proprietăți și totodată și la suprafețele de teren pe care deservesc, aș putea spune, cetățenii și pe care le exploatează, am făcut la fel acces la proprietăți. Am înțeles, am văzut deja că s-au construit case și sunt în construcție, dovadă că proiectul dumneavoastră a fost apreciat și odată ce există un drum și oamenii, cum spuneați dumneavoastră, au acces la civilizație și pot să-și construiască case, să dezvoltați zona. Da, noi suntem într-o continuă dezvoltare și am prevăzut acest lucru, ca aceste zone pe care dumneavoastră le vedeți asfaltate să fie și, cum să spun, dotate într-o oarecare măsură cu o infrastructură de gaz. Deci veți continua cu dezvoltarea zonei cu infrastructura de gaz. Probabil și va continua cu apă, canalizare și... Exact. Ceea ce pot să spun despre acest proiect de înființare și distribuție gaze naturale și racorduri a populației comunei, a locuințelor comunei Ruginoasa la rețeaua de gaz, este un proiect pe care noi îl derulăm prin Programul Național
Angel Salini, un proiect finanțat de Ministerul Dezvoltării și cu o cotă de participare a comunei noastre, un proiect care are o valoare de 7.400.000 de la minister și diferența până la 10.661.000 din fonduri proprii. Câte gospodării sunt conectate prin acest proiect? Prin acest proiect vor fi conectate în jur de 800 de gospodării. Dintr-un total de? 1000 și. Adică 80%. Da. Asta este... aș putea spune numărul care la acest moment putem să-l oferim spre racordare. Dar totodată, având în vedere faptul că acest proiect se derulează rapid, într-o oarecare măsură, sperăm ca până în luna august să avem gaz în comuna Ruginoasa și ceilalți cetățeni și celelalte proprietăți care sunt în construcție la acest moment se pot racorda și sunt sigur că vor face acest lucru, pentru că este un plus valoare până la urma urmei la modernizarea acestei comune și totodată un plus valoare la condițiile de trai a cetățenilor comunei noastre. Ăsta e termenul final de implementare, august, nu? Sau nu. Termenul de implementare este mai larg, dar firma care construiește acest... A promis că va fi gaz pe coloană în preajma... Vinetele copte în luna august pe aragaz cu gazele din această rețea. Unde ne mai propuneți să mergem? Să proiectul ăsta, vreau doar să amintesc faptul că acest proiect se întinde pe o suprafață, pe o distanță de 31 de kilometri în toată comuna Ruginoasa, satele Bozieni și Ruginoasa. Ca să continuați și să derulați și alte proiecte, domnule primar, probabil este important să aveți o continuitate în conducere cu Consiliul Județean. Ați fost sprijinit de conducerea PNL și ați discutat ca proiectele viitoare pentru viitorul președinte al Consiliului Județean să fie sprijinite în folosul comunității? În tot ce am implementat în comuna Ruginoasa, eu am avut sprijinul conducerii Partidului Național Liberal și în special a domnului președinte George Lazăr. Vreau să spun chiar un proiect care îl am în derulare la acest moment. Aș putea spune că proiectul este dat spre a fi semnat la Ministerul Energiei. Este proiectul de înființare unui parc de fotovoltaice în comuna Ruginoasa, care să suplinească consumul de energie electrică atât pentru iluminatul public, cât și pentru instituțiile publice din comuna noastră. Pot spune cu subiect și predicat că domnul președinte sau viitor președinte al Partidului Național Partidul Național Liberal și viitor președinte al Consiliului Județean m-a ajutat foarte mult și nu numai pe mine, ci toate cu mare parte din comunitățile care au ajuns să solicite un ajutor din partea dumnealui. V-am întrebat acest lucru pentru ca cei care ne urmăresc să înțeleagă faptul că dumneavoastră aveți nevoie de un sprijin continuu la conducerea de la Consiliul Județean în implementarea unor proiecte sau chiar Consiliul Județean să finanțeze unele proiecte în nume propriu pentru dezvoltarea comunei. Și este important ca primarul să aibă aceeași conducere politică și la nivel de județ. Acest lucru așa ar trebui să se întâmple, lucru care până la acest moment nu s-a întâmplat. Noi suntem una din comunele vitregite de, aș putea spune, de alocări bugetare de la Consiliul Județean. Și chiar undeva, chiar, cum să spun, probabil neatractive pentru cei de la PSD și cei de la Consiliul Județean. Se lucrează în comuna Ruginoasa, chiar lângă primărie se dezvoltă o investiție
domnule primar Miluc Grigoraș, despre ce este vorba aici, în acest loc, și ce se ridică, ce clădire? Aici ne aflăm în proximitatea primăriei, pe domeniul public, unde noi desfășurăm construcția unui bloc de locuințe pentru tineri, un proiect pe care îl desfășurăm prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Acum este în execuție, termenul este mai strâns aici ca și execuție. Domnii constructori au început lucrările acum o săptămână și din ceea ce se vede au ajuns și la, au deja un stratul de egalizare și încep cu construcția armăturii. Câți beneficiari? Câte familii? Aici putem, vreau să realizez un bloc de locuințe pe plusiem și sunt 6 apartamente pe care, pentru 6 familii care vor și vor și au puterea de a locui în această, nu neapărat puterea, ci puterea economică într-o oarecă măsură, pentru că vor plăti și o chirie. Da, conform condițiilor impuse de lege. Ce alte surprize ne mai prezentați în comun în vis-a-vis de construcții? Ce realizări? Școli, mă gândesc, poduri, podețe care sunt în derulare, ca să ni le exemplificați? Vreau doar să mai vorbesc un pic despre acest proiect. Proiectul este atât de construire cât și de dotare cu mobilier și totodată de suplinirea consumului de energie electrică cu panouri fotovoltaice care se vor amplasa până la, pe clădire, cât și în proximitatea clădirii. Totodată, acest proiect presupune și o construcția unei stații de reîncărcare electrice în apropierea acestei construcții. Alte proiecte pe care noi la acest moment le derulăm este cel de consolidare ușoară a căminului cultural din comuna noastră. Proiect finanțat de asemenea prin Programul Național de Redresare și Reziliență, adică pe fonduri europene, ceea ce presupune că construcția căminului cultural să fie consolidată cu armătură și totodată și dotată cu echipamente și anvelopată și dotată cu un, aș putea spune, cu costume, cu tot ce ține de funcționarea unui cămin cultural în adevăratul sens al cuvântului. La fel, în comuna noastră, noi în satul Bozienii de Sus avem finanțare pentru un centru de colectare prin aport voluntar. O valoare a investiției este de 40 de miliarde sau 4 milioane. Investiție finanțată 100% din fondul pe AFM, din fondul de mediu. Totodată, la acest moment, sunt lucrări pe care le-am finalizat, de exemplu, pe domeniul învățământului, proiect de dotare a școlii cu mobilier, cu sisteme TIC, cu sisteme IT, ceea ce presupune că și cu echipamente pentru sala de sport, proiect pe care l-am finalizat și în acest moment putem spune că școala comunei Rujnoasa, școala satului Rujnoasa, școala Nicolae Apostol, putem să-i dăm funcționalitate.
Domnule primar Miluc Grigoraș, ne aflăm, am venit încet, încet, în fața primăriei. Centrul administrativ, nucleul comunei Ruginasa, locul unde dumneavoastră veți continua după 9 iunie cu ajutorul locuitorilor, da, din comuna Ruginasa, pentru că noi am exemplificat ce proiect ați derulat, aveți în derulare și ce v-ați propus. Probabil i-ați convins că dumneavoastră trebuie să vă continuați și următorul mandat pentru ca aceste proiecte să fie duse la bun sfârșit. Dacă vreți, pe final, să adresați un ultim mesaj locuitorilor comunei Ruginasa, care vor merge pe data de 9 iunie la vot și vor avea în față un buletin pentru Consiliul Județean, Consiliul Local și Primar. Eu vreau să mulțumesc consătenilor mei, atât din satul Ruginasa, cât și cel din satul Bozieni, pentru susținerea pe care am avut-o în acest mandat din partea domniilor lor, pentru răbdarea pe care au avut-o cu mine, pentru că a obține și a face ceea ce se vede la acest moment în comuna noastră. Doresc să le adresez lor o rugăminte. Și rugămintea mea este următoarea. Ajutați-mă să pot finaliza tot ceea ce mi-am propus pentru comuna noastră, ajutându-mă pe mine, să știți că vă ajutați și pe voi. Votați Partidul Național Liberal, votați echipa de consilieri al Partidului Național Liberal, votați președintele Consiliului Județean al Partidului Național Liberal, votați primarul comunei Ruginasa al Partidului Național Liberal. Și vă mulțumesc pentru asta.